Și aici alt video care o să vă placă la ăștia care sunteți ca și mine și caută adevărul și vor să fie șocați la nivel de scurt circuit neuronal, să vedem construcțiile construite de către cei care au existat înaintea noastră, deci nu a fost de către omenirea noastră actuală, prezentă, care s-a cu chestia cu evul mediu și tot bla 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 respectiv și noi am fost resetați practic din 1800 încoace pot să spui că au început primii oameni după resetare și construcțiile astea evident vezi că e șocant pentru că civilizația de ființe umane care poartă hainele alea aiurea și umblă în tramvaie electrice și căru în același timp au căruță cu cai și construcții respective cum că sunt în afara locului ca și cum că oamenii ăștia au fost aduși nu și asta locurile astea din America de Sud care sunt tăiate perfect ăștia încep să vorbească despre ancient aliens, aliens sau extraterestri antici, evident, dar nu după cum arată ei cu planetele uh, zburătoare din spațiu. În țările arabe este același lucru, deci identic, ceea ce demonstrează că a fost o civilizație mondială în tot craterul ăsta plat care este și nu depinde, deci noi după ce am venit după aceea sau cu religiile astea, că ești creștin, musulman, budist sau ce diata mea, mai ești și uh, ăsta din Egipt, la fel. Și piramidele n-au de fapt mii de ani, cum spun ei. Ci, adică poate că unele au mii de ani, dar în ceea ce privește construcțiile, se vede clar că au fost aceleași construcții de către o rasă de ființe umane e, sau poate că n-au fost ființe umane, cine știe. Evident, evoluția omului de-a lungul timpului, acum, asta nu intrăm în detalii, pentru că sunt care. E, chestia cu maimuța este adevărată, pentru că a fost folosit în laborator ADN-ul de maimuță cu adn divin, cum ar veni, adică ADN-ul altor ființe umane și am ieșit noi. Acum, dacă cineva într-adevăr crede că o asemenea rasă de oameni au ieșit de aici, din... Cum pot să le spui la astea? Să construiască și chestiile astea, că avem niște construcții primitive, patetice, în stilul ăla, deci de tot jalul, și să ajungă la ceva cum este în Asia, niște construcții extraordinare în care cu detaliul la milimetru, tăieturi speciale, mii de tone granit, înțelegi, deci... Da, e, cum să spui că oamenii din secolul XIX, pe când vezi, sau la țară, cum au fost în România, cât de primitive au fost la țară și în alte părți din Uniunea Sovietică și în alte zone și în, în vestul sălbatic în America și în Africa și în Australia și ci că aia antici au construit miracole naturii că au folosit sclavie, evident, sau, în, sau în Asia sau în India, când în niște construcții care spui cum în au putut așa să facă asemenea detalii, pe cum, cu tehnologie, cu artă, cu știință, cu cunoștințe, cu mașini, cu elicoptere, cu avioane, cu roboți, cu computere, dar nu, acum oamenilor nu le place chestia asta în general pentru că asta ar accepta să spune că suntem niște inutili. Evident și piramidele sunt foarte noi, nu cum spun ei că au nu știu câte mii de ani și că au fost construite ca și morminte pentru faraoni. Chestiile astea în Rusia, priviți ce păduche de ființă umană de 1,67 m în comparație, mă refer la comparativ cu construcțiile astea care tot e mir și spui de unde, de unde în secolele trecute când ăștia mergea cu căruța și cu bău. Sau în Balbec, când sunt, în Balbec sunt niște blocuri de piatră care au pur și simplu către 1000 de tone și dacă ai toți sclavii din lume, nu poți să faci chestia asta cu sclavi și cu... Dar nu, asta este. Sau pe fundul oceanelor, adică mai intrăm acolo pentru că ar trebui să facem un video sau o serie de video cu ce se află pe fundul oceanelor, care de fapt nu sunt oceane, că a fost inundația craterului, dar în fine, Pacific, Atlantic, Marea Mediterană, Marea Neagră, lângă Antarctica, Oceanul Arctic, Polar, unde a arătat harta lui Samsung, a arătat contentul Hiperborea, de unde vin uriașii. Și care au construit aceste clădiri, evident. Deci, cum am spus, omenirea care este pe stradă a fost adusă. Aia, cum am spus, că erau orfanii care au fost creați în laborator, educați într-un anume stil, care după aceea s-au degenerat până în 1920, când a fost istoria omului cu mustiață. Care o să vă spun despre chestia asta mai încolo, dar deocamdată nu este voie pentru că este multă cenzură. Și locuri de astea, cum vezi, deci asta nu a fost imaginația unui creator. Asta a fost realitatea arătată. Deci chestia de acolo nu a fost construită în onoarea unui Dumnezeu sau zeului sau pentru că a fost așa de la biserică, de la Vatican. Nu, a fost construcțiile, la fel și aici, vezi. Deci ăștia mereu căruță, cai bălegar de cal pe străzi, pentru că caii se, își făceau treburile de animal pe stradă și ăștia, și că au construit acele, eventual, le-au ocupat la ordinul celor care au plecat și aici, uitați, de cine construiește o asemenea chestie? Pur și simplu când te uiți îți dai seama că construcțiile, casele amărâte de aici nu au nimic de face cu ceea ce a fost înainte și energia folosită pentru că cum încălzești o asemenea, o asemenea clădire când vine iarna cu lemne, nu? Ca și la țară, cu sobă, da de unde? Deci cu energie prin radiație electromagnetică care este bună pentru corpul uman la o anumită vibrație. La fel și chestia asta care sunt, este plin în America și în Rusia de stil greco-roman. Ce a face greco-romanii cică cu stilul rusesc și american? și cică ăștia, de pe vremea bunicului sau străbunicului, ăștia sunt responsabili pentru construcțiile astea mărețe, care le-am văzut și le-am văzut și în cealalt video. Fiecare să ce dorește. Ce are chef să creadă, evident, asta este în Argentina, în Buenos Aires, ce are de face Sud-Americii, cu Nord-Americii, cu Europa, cu Rusia, cu Africa și cu Australia. Și asta ce spune că a fost Argentina și țările din Sud-America care sunt, practic, au o vechime de 200 de ani sau 150 de ani de la independență. Și ce că ea au vreme să construiască când nu știau nici măcar să-și lege șireturile la, la Adidas, deși nu aveau Adidas. Astea o să vă arăt niște poze aici. Sunt uh, Asta ce că sunt orfelinatele. Locurile unde erau foarte mulți copii, părinții nu existau, ci că ei spun că părinții au murit din cauza războaielor. Bun, în primul rând nu au fost războaie, cum spun ei, pentru că dacă erau războaie nu era timp când să construiești, ci că acele construcții mărețe și nu era timp și resurse și fabrici și uzine și așa mai departe. Ăștia, pentru cei nu o să vă placă și v-am mai spus că este asta, dar asta este, ăștia sunt copii făcuți în laborator. Asta este, nu. No. orfani erau un educator sau un, un profesor cum a venit pus ca să educe, ăștia au fost aceia străbunicii care au populat America de Nord, America de Sud, Australia, Rusia, care înainte era Tartaria, chiar și în Europa, miram, numai, deci nu mă mir că să fi fost din 1800 încoace când au avut ea nevoie de copii care să muncească în fabricile lor în Revoluția Industrială, și mulți dintre ei seamănă foarte mult, pentru că au fost produși în serie, în laborator. Acum știu că este grav pentru cineva ca să accepte asemenea chestii, dar priviți ce construcții erau pe aceea și ce rasă de oameni erau. Deci ăștia cum au fost creați, educați, pe aceea s-au degenerat cu timpul, cum a ajuns în primul război și al doilea război, în timpul ăla cum a fost Berlinul și alte locuri din lume și cum s-a ajuns în ziua de astăzi, de fapt. Deci așa de mult s-a degradat, știți cum erau ăștia care erau foarte educați, la stilul ăla de educație, de o anumită religie, că asta a fost impus în ADN-ul lor de când au fost scoși din fabrică. Și au fost puși acolo și să se înmulț, înmulțească, că a fost un experiment care a început prin 1800 încă în 1893 erau uh, expunerile astea World Fair Expos, aici vedeți incubatoarele de copii. Mulți o să spună, păi vezi că astea erau incubatoarele când copiii se nășteau, dar de unde? Cred că cineva atunci era chestia că se meargă femeile la spital să se nască copiii prenaștere? Cine facea chestia asta? Erau incubatoare care erau folosite pentru a incuba, de lașele -și, și spune Incubator Babies of Coney Island. A fost o insulă Coney Island, acolo în Manhattan, care a fost făcută special pentru o Americii, pentru că a fost distrusă, ca să se distrugă orice evidență, ca să nu se știe după aceea. Infant incubators, incubatoarele de infanți, adică de bebeluș, De dați seama cum scrie, pentru cei nu știe limba engleză spune, du-te încolo, dar cine știe limba engleză scrie Infant Incubators, da? un loc special pentru incubatoarele de copii. Și spune Infant Incubators with Living Infants. Deci înseamnă incubatoare de infanți cu infanți vii care trăiesc. Deci nu scrie că este asta când tu aduci femeile de la spital sau, le, sau se nasc copiii prematuri. Deci scrie clar cine știe limba engleză că e, sunt făcute cu copii vii. Și ăștia mergeau la Expos, la Expos, la Feria, la la fairs, cum le spune în, în, engleză, să cumpere copii. Erau vânduți la un anumit preț și precis, că foarte mulți îi cumpărau pentru că se folosească ca și sclav pe ferme, cum a fost în multe locuri, că nu avea voie să, chiar și în Europa a fost până după război, că erau foarte mulți sclavi în multe țări la ferme, în țările occidentale. Nu se spune prea multe despre chestia asta, nici la români, pentru că să nu știe. Da, și erau întorși înapoi pe bază de garanție, dacă se stricau, mai dacă se îmbolnăveau. Și priți aici, deci ce rasă de oameni erau pe străzi, asta era rasa de oameni care a crescut după aceea cu pălările lor, astea sunt oamenii care după aceea erau folosiți în fabrici, erau așa, deci toți mergeau cu aceeași sentiment, era un fel de, a fost o rasă de oameni creați specific și ăștia sunt oamenii, deci mie să-mi spun cineva că ăștia ăștia, și că sunt fii și nepoții, Celor care au construit acele măreți construcții, mărețe construcții de-a lungul timpului. Sau să mai spune cineva că nu este că ăștia au construit chestia asta pentru că catolicii vreau să dea sfințenie și laudă și slavă lui Dumnezeu. Și de asta, așa se spune, nu? Că au construit pentru gloria lui Dumnezeu. Se spune în istoria și la Roma și la, în zonele europene și așa și mai departe. Asta este în Chicago, care nu mai există. Deci, când va existat, cine a construit chestia asta, acum vă dați seama cine a putut să fie construit. San Francisco, San Francisco, în uh, 1870, când au avut aștia vreme să construiască? Când, uh, pe costa de vest, când acolo erau sălbatici, cică. Și, în decurs de două decenii, au construit un asemenea oraș care, apropo, este foarte gol. Și în orașele americane, din America de Nord, în Statele Unite, în Canada și în Mexic, se află foarte multe construcții în stil greco-roman le spunem noi greco-roman. De unde? De, de ce? Ci că Statele Unite a fost uh, și-a luat independența în 1787, nu? Parcă. Și atunci, care este? Și asta este, așa a ajuns omenirea în ziua de astăzi. Deci s-a dus de la ăia care au fost creați primii în stilul ăla civilizație nobilă, cum ar veni cu anumite chestii, deși nu, nu pot să spun că nici mie mi-a plăcut prea mult, că erau așa într-o dungă, dar s-a ajuns într-o dungă extremă aici. Deci asta este cum ar veni, trebuie să te îmbeți cât mai mult, să, să vomiți după ce te-ai îmbătat, pentru că așa se face la, fie, la, petreceri. Și, nu, și aici așa se trăiește în ziua de astăzi. Deci sunt ca niște insecte, să plătim pentru un petic de pământ care să sclavizăm toată viața în datorie. Bine a spus Ceaușescu despre imperialism. Și acum, dacă tu compari chestiile astea cu chestiile astea, deci aici vreau să vă arăt că se trăiește la fel și în orașe. Deci, astea sunt locuri unde se trăiește în petice de pământ la casă, una lângă alta sau în blocuri. Și aici vedeți stilul ăla de construcție. Deci din dreapta, din turnul ăsta, din granit și am văzut înainte cu construcția la mari, deci nu pușcă. demonstrează că construcția asta nu este o construcție modernă, este o construcție patetică în comparație cu ce a fost construit înainte. Și asta este viața ființei umane în ziua de astăzi. Și deci asta este plăcerea omului, ca să tragă toată viața ca un fraier ca să plătească datorii e, și să stea la coadă la mașini și la impozitare și să trăiască ca în stilul Uniunii Sovietice sau în stilul american, pentru că este același lucru, deci în America am văzut niște lucruri care sunt mai rele ca și în Uniunea Sovietică, dar și în Uniunea Sovietică sovietică în Rusia și în fosta Românie, care n-a fost Uniunea Sovietică, dar a fost tot comunistă, sunt trei ca un... Acolo, la grămadă, toți oamenii în apartamentele astea iurea, auzai pe toți vecinii, mirosuri și la alimentație te alimentezi cu ce îți dau ei, care când citești ingredientele îți vine să te duci la toaletă să nu mai ieși de acolo. Și așa că am să vă arăt aceste poze, vedeți, deci oamenii când, și când îi vezi în poză, pozele istorice de acum 100, 120, chiar mai puțin de ani, se vede clar că au fost aduși, produși și puși în funcție de către alții. Și cam atât, dacă pozele, din punctul meu de vedere, când, doar când vezi pozele, îți dai seama de foarte multe chestii, nici măcar nu trebuie să faci mai multe investigații. Dar, în continuare, cum am spus, deci, oamenii se cred tare, foarte șmecher și tare că ei știu adevărul care știi cu adevărat, adevărul adevărat, vai și mai de capul lor la foarte mulți, pentru că nu sunt stare, n-ar fi în stare să proceseze, să accepte o asemenea realitate. Dar oricum, canalul ăsta îl găsește doar cine vrea să caute informații, că într-adevăr îl interesează și găsește, sau cine vrea să mă înjure. Asta este, așa sunt cele două extreme. Și ne vedem în următorul video cu mai multe chestii, ca de obicei, de aici.